Ce înseamnă să înveți? Disciplina, dezvoltare personală. O resursă pentru clasa întâi. Bun găsit! Astăzi vom vorbi despre învățare și ce înseamnă să înveți împreună cu prietenii noștri, Dora și Andy. Cei doi copii merg împreună de la școală acasă și au timp să vorbească despre cum a fost ziua de școală, ce li s-a părut greu, ce au de învățat pentru mâine? Cum își vor petrece după amiaza? Dora e preocupată astăzi. Nu are în minte decât bicicleta. Urmează să iasă cu câteva prietene la plimbare, dar e nesigură cu bicicleta ei nouă cu două roți. Tatăl ei a ajutat-o să învețe să meargă pe bicicleta mică. Astăzi, însă, nu știe cum să facă să nu participe la întâlnire. Andy este un ciclist foarte bun. Participă la cursele de mountain bike, dar până să ajungă acolo a căzut de multe ori și a exersat ore întregi. Cei doi copii au început să discute. Dacă vrei cu adevărat să înveți să mergi pe bicicletă, nu trebuie să te lași. Nu am talent deloc, mi-e frică și mă simt împiedicată. Nu este vorba despre talent aici, trebuie să exersezi. Discuția a continuat. Uneori simt că e prea greu pentru mine. Nu pot! Nu ți spune niciodată că nu poți. Dacă ești atât dată și exersezi, o să reușești. Andy i-a mai spus cât de important este să aibă răbdare în tot ce își propune să învețe și să nu uite să-și pună casca pentru a fi în siguranță. Dora a ieșit cu bicicleta înainte de întâlnire, Având în minte un singur gând: Pot să merg pe bicicletă, am să reușesc! Când au văzut-o prietenele ei de la capătul străzii, au strigat într-un glas: Bravo, Dora! Privirea înainte! Reușești! Dora și-a dat seama cât a câștigat doar pentru că n-a renunțat să exerseze. A prins curaj, merge din ce în ce mai bine și se poate bucura de după amiaza cu prietenele ei. A doua zi, pe drumul spre casă, Andy a întrebat. Cum a fost plimbarea cu bicicleta? M-am simțit grozav. Uneori era greu să pedalez, mai ales la deal. Dar am reușit. Bravo, Dora! Apoi Andy a continuat. Doamna învățător ne spune întotdeauna, învățarea înseamnă perseverență, iar perseverența se răsplătește. Mulțumesc, Andy, dar tu cum te simți azi? Nu prea pari în formă. Da, așa este. Azi la dictare am avut multe greșeli. Am încurcat între ele grupurile de litere. Andy are nevoie de voi. Imaginați-l la sfârșitul unei lucrări, spunând am terminat, mă plictisesc, ce-aș putea să fac? Reflectați în grup și rețineți ce recomandări îi puteți face lui Andy pentru a-și îmbunătăți lucrarea și pentru a învăța să scrie corect. De exemplu, citește încă o dată ce ai scris. Verifică fiecare răspuns. Ce poți să adaugi? Împreună cu Dora și Andy, Astăzi am discutat despre ce înseamnă să înveți. Printre altele, învățarea înseamnă răbdare, determinare, exersare, încredere, perseverență. Iar toate acestea te răsplătesc. Pentru tine, care este răsplata învățării?